Focarul de la spitalul de urgență din Galați a fost descoperit în urma testărilor făcute în secția de chirurgie. Pentru a limita răspândirea, am testat toți pacienții din secția de chirurgie și personalul, adică 39 de persoane, din care s-au identificat 2 pacienți pozitivi și 5 cadre medicale. 2 persoane erau vaccinate, 3 persoane nevaccinate. Medicii sunt în procent de 92% vaccinați, asistenții medicali în procent de 68% și personalul auxiliar 57%. Direcția de Sănătate Publică a început ancheta epidemiologică. Ce măsuri s-au luat? Izolarea pacienților în spații special destinate, dezinfecție terminală, investigarea contactelor persoanelor pozitive, triajul epidemiologic a personalului incomplet vaccinat sau netrecut prin boală și restricționarea internărilor. Acesta este cel de-al 7-lea focar de COVID înregistrat la Spitalul de Urgență din Galați de la debutul valului 4.